Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce se întâmplă pentru zodia Capricornului în luna decembrie. Vom avea o etalare de tipul 3-in-1, astfel încât vom avea o etalare în cafea, una în tarot și răspuns cu da sau nu din oracol. Bun, eu voi începe cu etalarea în cafea, urmând să le fac pe celelalte. Aici am senzația că o parte dintre voi sunteți foarte pasionați de șah. Și că ați vrut la un moment dat să deveniți la un nivel mai mult sau mai puțin un pic recunoscuți în legătură cu asta, însă ați cam renunțat la drum pentru că nu vi s-a părut ceva foarte stabil. Sau și dacă nu e neapărat așa, este ceva ce include destul de multă strategie, include destul de multă luciditate și răceală totodată. Ideea este că am senzația că unii dintre voi ați început, cel puțin de o perioadă încoace, să mergeți la anumite jocuri de noroc care nu vă fac bine mai deloc. Ideea este că un câștig aș vedea, problema este că după acest câștig ar fi ca o prăpastie foarte, foarte abruptă. Deci și dacă veți câștiga o sumă, se pierde foarte rapid. Aveți grijă aici, aveți grijă, încercați să vă păziți pentru că nu aveți oameni de încredere în jur. Încercați să fiți atenți cu cine vorbiți, ce vorbiți, ce spuneți. Voi aveți senzația că sunteți înconjurați de persoane care vă vor binele, dar nu e neapărat cazul, sincer. Aș vedea destul de multe persoane care caută să vină către voi pe viitor, dar în sensul în care vin din cauza caut că voi este bine. Și vor să profite și ei vor să ia câte ceva de la voi și să plece. Voi aveți anumite lucruri pentru care puteți fi mândri. Voi vă mândriți efectiv cu ceva și practic oamenii vor să ia de acolo, indiferent de ce este. Încercați să vă țineți tari pentru că multe persoane vor veni, dar asta nu înseamnă că toți trebuie să aibă acces la ceea ce oferiți voi. Totodată aș vrea să vă zic că este cazul să stați un pic și să analizați fiecare persoană în parte. O să primiți vești destul de importante de la o persoană de peste apă. Această persoană poate veni în casă. Dar nu a trecut printr-o perioadă tocmai drăguță pentru unii. Pot fi chiar probleme de sănătate în legătură cu această persoană care se întoarce. Aveți foarte multe semne de întrebare, dar nu găsiți niciun răspuns ce vă satisface pe voi. Am senzația că voi vreți să știți un adevăr de mai bine de 3 luni, însă nu, nici cum nu ați reușit să dați de el. În acest adevăr sunt implicați doi berbeci, care mi este destul de proeminent aici. Deci două persoane din zodia berbec. Unul cu siguranță este din altă localitate față de localitatea în care sunteți voi. Este posibil să fi stat în localitatea voastră, dar să se fi mutat ulterior către o zonă mai de munte. Și încă un berbec, deci. Nu mai să văd unde l-am văzut. Primul berbec care s-a mutat ulterior este foarte probabil să aibă legătură cu Italia, dar nu mai văd acum cel de-al doilea berbec. Cel de-al doilea berbec
este o fire foarte, un pic obsesivă, un pic foarte anxioasă. Această persoană poate fi în depresie, poate avea anumite dereglări, chestii de acest gen. Este o persoană în general foarte singuratică și are un parcurs destul de dificil ca persoană, parcurs al vieții. Această persoană cu parcursul dificil și care are anumite probleme este posibil să fi fost deja la un pas de moarte de mai multe ori, nu doar o dată, nu doar de două ori, nu doar de cinci ori, de foarte multe ori. Ideea este că, într-un fel, a învățat să jongleze cu moartea. A învățat să reziste, a învățat să se proiecteze astral, a învățat să... O să sune ciudat, dar a învățat să aibă niște... Nu, a învățat să-și folosească sufletul în moduri în care pentru mulți par de fantastic. Pentru mulți se consideră incredibil. Persoana asta are viziuni foarte mari. Și este o persoană nu șireată în sensul rău, dar știe să facă în așa fel încât lucrurile să se întâmple așa cum își dorește ea. Este un pic fulpe. Dar v-am zis, nu e în sensul rău, nu pentru a face rău, ci pentru a face ca anumite lucruri să se întâmple. Poate să-și folosească această șiretinie pentru cauze bune de asemenea. Deci nu vă speriați acum. Persoana asta este foarte înțeleaptă și este, v-am zis, de fapt nu v-am zis, este caută să fie cât mai aproape de voi. Cumva voi sunteți un punct de sprijin pentru această persoană. Unii dintre voi s-ar putea să aveți o figură paternă în casă sau care stă foarte aproape de unde locuiți voi, dar care să aibă niște probleme de sănătate în această perioadă. Încercați să aveți grijă la această persoană. Sincer, în acest punct nu prea văd. Voi probabil nu vă dați seama acum, dar voi sunteți un punct de referință pentru mulți oameni. Mulți oameni vă admiră și caută într-un fel să vă calce pe umeri pe anumite aspecte. Acum, pentru fiecare va fi diferit și pentru fiecare va fi cu totul altceva, însă ar trebui să țineți cont de acest lucru. Bun, pentru general, pentru luna decembrie, să vedem cam ce ne spune oracolul. Aveți o trecere. Treceți într-o nouă lume, treceți de o perioadă mai dificilă și învățați să călcați pe un teren nou, un teren al succesului și al abundenței. Bun. Pentru unii această trecere poate să însemne trecerea acelei figuri paterne cu probleme de sănătate, depinde acum de la caz la caz, este vorba de o izolare generală, totuși nu se va aplica pentru toată lumea. Bun, să vedem, pentru personalitate și cum vă afectează efectiv pe voi luna decembrie, voi trebuie să faceți o decizie, o decizie care este destul de grea, însă totuși veți alege să mergeți înainte. Un pic orbește, dar pentru că nu știți exact ce vă așteaptă, dar începeți să pășiți în direcția cea bună, destul de mândri, ceea ce este foarte bine pentru sănătate. Pentru sănătate aș putea spune că lucrurile sunt destul de echilibrate, doar că sunt niște simptome de suprafață ale unei probleme de care voi știți.
dar cumva nu le asociați cu acea problemă și cumva ignorați cele simptome și rămân netratate. Deci, grijă la cele simptome. Dar nu aș vedea nimic nou. Pentru familie și casă, vă văd că sunteți destul de hotărâți să obțineți ceva pe partea de familie și casă. Veți obține lucruri pe care vi-l doriți legat de acest aspect. Deci nu ar trebui să aveți grijă în legătură cu asta. Ideea este că trebuie doar cumva să reușiți să țineți familia un pic mai unită și se va rezolva. Pentru partea romantică, aici este foarte probabil pentru majoritatea dintre voi să vă reconectați cu o veche mare iubire. Ideea este că lucrurile nu vor dura foarte mult, deci da, vă veți întâlni, veți comunica un pic cu acea persoană, după fiecare își vede de viața lui în continuare, nu vă faceți iluzii. Această persoană poate să vină să vă ofere iluzii acum că vrea ceva stabil și după să vă lase cu ochii în soare, mare grijă pe tema asta. Viața socială. La viața socială vă simțiți destul de dezamăgiți, deși aș zice că situația voastră este destul de mulțumitoare. Nu stați atât de rău pe cât considerați voi, însă trebuie să învățați să fiți mult mai mulțumiți de ceea ce aveți. Încercați liste de gratitudine zilnic. Pentru bani, lucrurile ușor, ușor se îmbunătățesc, există o transformare. Dacă vedeți ciori, ar trebui să zic altfel. Dacă vedeți neobișnuit de multe ciori, ar trebui să știți că urmează o schimbare în locul de muncă. În sensul în care, da, una este să vezi, nu știu, o dată câteva ciori și alta este să vezi zilnic și de 10 ori pe zi o grămadă de ciori. Deci acolo e clar un semn. Încercați să vă ghidați după asta, dar transformarea este pozitivă dacă vă veți găsi ceva nou de lucru, da, și va fi mult mai bun. Pentru diverse. Legate diverse, voi trebuie să învățați să fiți din nou mult mai pozitiv și mult mai mulțumiți de ceea ce aveți deja. Să intrați un pic mai mult pe partea voastră emotivă, pe partea voastră plină de compasiune și un pic pe determinarea voastră să puneți accentul și lucrurile vor sta destul de bine. Și pentru da sau nu, eu nu amestec. Bun. Unu va fi da, doi va fi nu. Vă puneți voi o întrebare la care poate fi răspuns cu da sau nu și eu vă spun. Deci, varianta 1 da, varianta 2 nu. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare. Țineți cont că este una generală și să ne auzim cât mai curând. La revedere!